Salut, mă numesc Andreea și astăzi vom rezolva o problemă la geometrie folosind teorema lui Pitagora. Deci, fie triunghiul ascuțit unghic ABC, în care AB este egal cu 13 cm, măsura unghiului ACB este egal cu 45 de grade și lungimea laturii AD este egal cu 5 cm, unde D este piciorul înălțimii BD. Determinați lungimea laturii AC și avem triunghiul AB. Ce? Lungimea laturii AB este 13, măsura unghiului ACB este 45 de grade, BD vom avea înălțime și trebuie să determinăm lungimea laturii AC. Pentru această problemă, observăm că avem cumva două triunghiuri dreptunghice din cauza că BD este înălțime. Deci, BD este înălțime. Asta înseamnă că BD este perpendicular pe AC. Respectiv, observăm că avem triunghiul ABD dreptunghic. În acest triunghi cunoaștem că AB este 13 și AD este 5 cm. Respectiv, aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ABD. Și avem că AB la pătrat este egal cu AD la pătrat plus BD la pătrat. BD la pătrat va fi egal cu AB la pătrat minus AD la pătrat, deoarece ne trebuie să aflăm BD, care este cateta. Și vom scrie în continuare că AB știm că este 13 la puterea a doua minus 5 la puterea a doua. 13 la puterea a doua, care este 169, minus 5 la a doua, care este 25, care este egal cu 144. Și BD este egal cu 12 cm. Acum, observăm că mai avem un triunghi dreptunghic, și anume BDC dreptunghic. Astfel, în acest triunghi cunoaștem că măsura unghiului BCD este egal cu 45 de grade. Ceea ce înseamnă că triunghiul nu este doar dreptunghic, dar este și dreptunghic isoscel, deoarece măsura unghiului BCD este egală cu măsura unghiului de BC. Respectiv, aici vom pune că este dreptunghic isoscel. Așa, și asta înseamnă că BD, care este catetă, și DC, care este catetă, ambele sunt egale cu 12 cm. Și ni se cere să aflăm AC. Ei bine, AC este suma dintre AD plus DC, care este egal cu 5 plus 12, care este egal cu 17 cm. Și la răspuns vom pune 17 cm. Succes și sper că ți-a plăcut lecția de astăzi!